Bună seara, doamnelor și domnilor, la capital special. În această seară, în plină zi națională a României, în plină campanie, iată că facem și noi la Capital TV aici o emisiune electorală. În această seară i-am alături de mine pe cei de la Pro-România. Adrian Zvânc este alături de mine, candidat la Senatul României, împreună cu Giuliano Balog, susținător Pro-România. Bună seara, domnilor! Bună seara! Bună seara. 1 decembrie 2020, iată că se aniversăm astăzi 102 ani de la crearea României Mari, odată cu adunarea românilor pe islazul de la Alba Iulia sau hotărât transilvanenii să se unească cu regatul României, format la acea dată din Moldova și Țara Românească. Tot în acea perioadă și Moldova, sfatul țării Moldovei, a hotărât alipirea la țara mamă, la România, și toate aceste provincii, deci Moldova, de dincolo și de dincoace de Prut, împreună cu Țara Românească și Transilvania, au format România Mare, o Românie care astăzi nu mai este așa cum a fost, din păcate. La acea dată România era formată și din Bucovina, care Bucovina de Nord, care acum este parte integrantă a Ucrainei, era formată și din cadrilaterul din cele trei județe de la sud de Dunăre, care acum sunt înapoi fac parte din teritoriul Bulgariei. Și nu în ultimul rând vreau să menționez spiritul acelor vremuri, spiritul de sacrificiu, spiritul național, spiritul în care românii au luptat în primul război mondial, urmând ca ulterior, deci creându-se România Mare, ducându-se cu armatele până la Budapesta ca să reinstaureze ordinea democratică în Ungaria, în acea vreme ungurii lui Bela Kun, comuniștii, bolșevicii, au instaurat un regim comunist la Budapesta și românii s-au dus și au restabilit democrația. Deci iată vremuri care nu cred că se vor mai repeta, pentru că iată, suntem într-o campanie electorală mociruloasă și amnăștinoasă, în care sentimentul național este pe ultimul plan, din păcate. În zilele noastre primează mai mult spiritul de navățire, spiritul de partinic. Spiritul național, din păcate, este pe calea de dispariție, dacă nu cumva a și dispărut. Bun, domnule, deci astăzi de ziua României ne-am întâlnit în ultima săptămână de campanie ca să vedem Pro-România ce intenții are și cum are de gând să le pună în aplicare. Am aici în față programul electoral al Pro-România. Este vorba de 5 promisiuni pentru România, iar dumneavoastră veniți aici cu 5 promisiuni pentru Hunedoara. Da? Domnul Zvâncă este candidat al Partidului Pro-România pentru un fotoliu la Senatul României. Domnule Zvâncă, să încep direct să discutăm despre programul dumneavoastră electoral, venitul minim de criză. Bun, în primul rând, permiteți-mi să le spun, transmit și eu celor care ne văd, la mulți ani de ziua României, la mulți ani de ziua românilor, să sperăm într-o Românie mai bună, să sperăm că dorințele și năzuințele noastre vor deveni realitate,
Nu sunt oarecum de acord cu dumneavoastră cu campania. Eu văd o campanie în care cele două mari partide se înțeleg foarte bine. Din și... cauza asta am spus că și în rășina să mă cer la asta, pentru că e o situație... Deci nu e clar. Da. Deci nu e ceva clar, e ceva ca întotdeauna. La noi în ultimii ani am obișnuit să facem campania pe sumese. Pe sumese, pe înțelegeri. Cred că înțelegerile au trecut și deasupra mesei, este clar, se vede clar o înțelegere foarte bună între PNL și PSD. Atacurile sunt doar așa mimate între ei, deși până la urmă nici nu e cel mai important faptul că ar avea, să spun, anumite lucruri pe care se contrazică, ci faptul că nu există o viziune foarte clară și idei foarte clare înspre, pentru dezvoltarea României. Totul se rezumă la cum să administrăm o situație mai specială, situația de acum, care până la urmă, cum să vă spun, modul în care va fi administrată va fi modul în care vom primi și anumite, să spun, direcții din partea instituțiilor de specialitate la nivel mondial. Și noi, Pro-România, am rămas, să spun, singurul partid care gândește cumva și niște strategii legate de cetățeni, de cum ar trebui să trăiască ei și de viitor. Și totodată contopind acest lucru și cu măsurile antipandemie. Bun, spun mucilos, mașinos și gândindu-mă la faptul că acum nu de mult, alegerile, înainte de alegerile locale, s-a pus problema de a face aceste alegeri să fie în două tururi, iar pe sub mese, pe sub scaune sau și au strâns mâna PSD-ul cu PNL-ul, nu? Și au făcut așa natură încât să nu treacă legea alegerilor primarilor în cele două tururi, în două tururi, da, nu? Bine, undeva legitim, undeva legitim, pentru că în acest fel pierdeau foarte mulți primari și unii și alții. Și acum s-au strâns mâna și scopul lor principal este ca partidele care sunt sub, să spun, sau la tangențial cu pragul electoral, să fie coborâte sub pragul electoral în așa fel încât o sumă cât mai mare de voturi să intre în redistribuire și mandatele să se redistribuie. S-a mers în față de România, s-a mers la mai mult decât atât, în sensul că se trage puternic de România ca să coboare sub 5%. Și nu e numai cazul Pro-România, este și cazul UDMR și, să spunem, și PMP-ul nu e departe de situația actuală, deși ei sunt cumva lăsați... PMP-ul sunt lăsați un pic, așa, mai lejer. Ca și variantă de rezervă. Sunt lăsați un pic mai lejer PMP. Dar intenția este să focalizeze, să spun, voturile înspre cele două mari partide. Mie mi se pare greșit, în primul rând, pentru că există clar, se vede clar o înțelegere între ele pe toate planurile, la nivel local până la nivel național. Iar în... situația aceasta, să spun, într-o democrație nu foarte consolidată cum e România, acest lucru va duce la derapaje destul de mari, pentru că înțelegerile vor duce, să zic, la... Și istoria ne-a arătat, istoria recentă, că vor duce spre derapaje care nu sunt în favoarea cetățenilor. Sigur că mă gândesc și la faptul că Pro-România a întins o mână în mai multe rânduri PSD, sunt două partide. Bine, acum PSD poate are și o mică ranchiună, marea majoritate a membrilor România provin din PSD, sigur că provin și din alte partide, dar ce din mai mult... Din punctul de vedere, abordarea e greșită. Aici nu s-a pus problema de a întinde o mână PSD-ului, ci au fost doar strategii politice care să ducă în final la un avantaj pentru cetățeni. Strategii, întinsul mâinii, mă refeream la faptul că într-o eventuală alianță, într-o eventuală construcție politică, nu? Pentru că fiind două partide de stânga, nu au o ideologie aproape comună și ar fi firesc, așa cum dreapta se unește, să se unească și stânga, nu? Vă contrazic, din nou, Pro-România nu este un partid de stânga, este un partid de centru-stânga, acum după fuziunea cu ALDE a devenit un partid cu valențe și de stânga și de dreapta, de altfel și înainte era un nucleu de dreapta destul de puternic în interiorul Pro-România, iar partidele moderne trebuie să se axeze pe un mix de politici de stânga și de dreapta. Iar istoria ne arată că, de fapt, Victor Ponta și guvernarea Victor Ponta a avut cele mai de dreapta măsuri din România. E greșit să atașăm așa ideologii la partide și trebuie să vedem exact
politicile și rezultatul politicilor, pentru că e foarte ușor să te atașezi la o doctrină și să spui că crezi în ea, dar faptul că crezi înseamnă să și duci la îndeplinire acea doctrină și să se vadă rezultatele în societate și înspre cetățeni. Din punctul meu de vedere, în România, la ora actuală, cam toate partidele fac politici de stânga, inclusiv cele de dreapta, inclusiv USR-ul, fac tot politici de stânga, pe diverse paliere, deoarece cumva electoratul de dreapta e un pic mai greu de accesat și într-un număr mai mic și atunci dorința de a câștiga îi duce spre, pe toți înspre aceste politici. Întotdeauna politicile și măsurile și politicile de stânga au un caracter populist. Ne uităm acum la alegerile locale unde au votat pensiile, da, au votat pensiile și salariile, da? Și în detrimentul pro-României, că România a pierdut foarte mult pe tema asta. Și cei care au fost pe dreapta au câștigat tot cu întâlniri cu pensionarii, cu, deci politicile până la urmă și de dreapta și de stânga sunt bazate pe să spun, pe măsuri de stânga, chiar dacă doctrinar oamenii se atașează sau își pun așa ca o insignă în piept că ar fi de dreapta. În realitate, și PNL-ul duce aceeași sumă de măsuri de stânga constante, în așa fel încât electoratul să fie mulțumit de deciziile lor. Populiste, pentru că, de exemplu, propunerea cu 40, mărirea pensiei cu 40%, care mi se pare o aberație cât casă de mare. Nu știu, noi suntem campioni, în această țară suntem campioni la lucruri pe care nu le face nimeni în lumea asta. Deci, dacă te uiți, suntem campion mondial la lucruri de ieșite din comun. Mărirea pensiei cu 40% este unul dintre ele. Într-o țară în care ai o creștere economică de 3%, 4%, dar și creșterea asta, o creștere nu chiar foarte sănătoasă, bazată pe consum, nu pe producție, pe consum. Paradoxul este că, într-adevăr, PSD-ul a propus această mărire cu 40%, este chiar legislație în domeniu, dar și cei de la PNL au acceptat această legislație, a fost implementată în buget. Cel mai grav este că, deși există o lege în curs, indiferent că este proastă, rea, proastă sau bună, până când aceasta va fi aprobată sau modificată, ea trebuie aplicată. Ori lucrul cel mai grav la ora actuală este că această lege nu s-a aplicat. S-a aplicat parțial, în așa fel încât, cum să spun, nici să nu fie rău, dar nici să nu fie bine. Nicio decizie. Bine, pentru că deja avem un deficit de aproape 10%. Derapajele astea legislative sunt poate mai grave decât faptul că faci niște propuneri greșite. Faptul că a trecut o lege și nu este respectată, asta aduce până la urmă, aduce în derizoriu, să spun, scopul legislativului în țară. Nu este singura lege care nu este aplicată. Este adevărat. Multe legi au fost date și nu sunt aplicate, tocmai din considerentul faptului că nu se poate. Au fost date populist ca să arunce cu praf în ochii alegătorilor, nu? Și ulterior că știi că nu mai putem, că nu avem de unde. Personal nu cred că nu ar exista soluții să se aplice această lege, dar într-adevăr ar trebui luate măsuri extrem de dure în alte sectoare pentru a putea să disponibilizeze acești bani. Iar acești bani ar duce doar, să zic, într-o spirală de creștere a consumului și mai puțin în partea de investiții. Inflația consumului, da. Și nu în ultimul rând a deficitului imens care este și care, nu știu dacă la anul nu o să ne întâlnim cu fondul monetar, cât de curând la anul. Pentru că iată că PNL nu au făcut public nici până în ziua de astăzi proiectul de buget pentru anul 2020. Suntem la 1 decembrie și nu știm pe anul viitor ce o să se întâmple cu țara asta. Dificil într-o campanie electorală să prezinți un proiect de buget, pentru că e clar că deficitul pe acest an va fi destul de mare. E clar că pe anul viitor vor trebui să meargă tot un deficit la fel de mare. Tăieri, concedieri, etc. Și atunci este mult mai ok să aștepți să ai un rezultat electoral favorabil și apoi să mergi cu un proiect de buget pe care, chiar dacă, să zic, blochezi economia pentru câteva luni de zile până când bugetele în cascadă ajung până la autoritățile locale și până la instituțiile de sub autoritățile locale, durează 3-4 luni, probabil vom avea buget prin aprilie-mai finalizat până la toate detaliile. Deci se preferă acest mod de lucru, în așa fel încât să rămână electoratul
vrăjit de măsurile luate pentru protecția la lui. La fel cum și, sigur, testele au scăzut numărul de testări în ultima perioadă, în ultima săptămână, de exemplu, ca să nu ne dăm seama cât de mulți infectați sunt, de fapt, și în ce context se vor desfășura aceste alegeri. Adică într-un context de insecuritate și pericol de a crea o... E o altă bilă neagră. O pandemie și mai accentuată. E o altă bilă neagră care se poate pune în dreptul PNL-ului, pentru că într-un an de zile, sau mă rog, în cele 6 luni cât au fost de la declanșarea pandemiei, se puteau găsi soluții alternative de vot, în așa fel încât oamenii să nu iasă. Eu cred că după ce va fi procesul ăsta electoral de duminică, numărul îmbolnăvirilor va crește exponențial. E greu să, oricât ai încercat să protejezi oamenii, se duc, pun mâna pe ușile de la intrare, trebuie să se miște în interiorul secțiilor de votare. Oamenii din secții de votare vor avea contact cu sute de oameni care vor veni acolo. E greu, foarte greu să protejezi. E greu să se vede clar că chiar cu mijloace de protecție adecvate, tot există îmbolnăviri, fără să existe un contact atât de masiv între oameni, vor crește exponențial. Este o vină pe care cei de la PNL ar trebui să-și o asume dinainte, pentru că, v-am spus, existau în secolul acesta, se puteau găsi soluții alternative de vot. Să nu mai spunem că nici votul clasic nu este extrem de sigur și acolo mai există scăpări, deci ar fi putut găsi o modalitate de vot la distanță, în așa fel că, sau vot electronic, care să poată asigura siguranța cetățenilor, dacă ceea ce ne dorim cu adevărat este siguranța cetățenilor. Dar, din păcate, cred că ceea ce urmărim este să nu se erodeze atât de mult partidul la guvernământ, în așa fel încât să nu mai fie capabil să facă guvern pentru următorii 4 ani. Eu sper totuși săptămâna asta să reușească să se întoarcă scorul electoral în așa fel încât PNL-ul să primească recompensa pe care o merită. Bun, deci 5 promisiuni pentru România. Începem cu venitul minim de criză. Venitul minim de criză. Știți și dumneavoastră, cum știu și eu, și ne lovim zi de zi de oameni care au probleme datorită contracției economice. O grămadă de firme fac concediere, o grămadă de firme își restrâng activitatea, inclusiv firmele sunt într-o situație dificilă. Proiectul Pro România este de a acorda până la 1500 de lei diferența de la salariul persoanelor angajate. Deci este un proiect pentru persoane angajate, în primul rând. Pentru cei care au salariul sub 2000 de lei, să se plătească diferența de la salariul pe care l-au în momentul actual până la 2000 de lei, jumătate cu cash, deci în monedă, în așa fel încât să poată achita, să zic, cheltuielile curente, și jumătate în vouchere pentru cumpărături, cu care se poată cumpăra alimente și cele necesare, medicamente sanitare și, mă rog, celelalte de care au nevoie persoane în aceste momente. Pe lângă aceasta, pentru cei care au mai mulți membri în familie, acest ajutor va fi până la 1500 de lei, dar în ideea în care ajutorul de la stat nu va depăși 4500 de lei în totalitate. Este un, chiar am și o statistică, această măsură va viza în jur de 5,8 milioane de oameni, din care 1 milion sunt copii. Deci asta e statistica care a fost făcută. Deci nu e o măsură care va duce înspre toți oamenii. Această măsură va fi doar în cursul anului 2021 și cred că este o, să spun, o măsură morală ca să sprijinim oamenii, că până la urmă oamenii trebuie să treacă prin și trebuie specificat situații. Neapărat că sursa acestor fonduri sunt fonduri europene, ceea ce degrevează bugetul României de plata. Bine, am înțeles că o cotă parte vom avea și noi, dar cea mai mare parte face referire la un fond european care se va oferi celor nevoiași, românilor afectați de pandemie. Bun. Este una dintre cele mai bune măsuri, pentru că ajunge direct la cei care au nevoie și evită risipirea, să spun, pe tot felul de
soluții din astea costisitoare și fără efect, gen spirit în scara blocului și spălatul străzilor, care au erodat direct bugetul, bugetele locale, și efectul lor, chiar am trecut acum câteva zile în vizită la cineva și am văzut că pe scara blocului erau pline, erau, deci aparatele, dispersoarele erau, dar goale, deci a fost doar o chestie de imagine la momentul începerii pandemiei, pentru că ulterior nu a mai fost folosit sistemul ăsta de protecție. La momentul începerii campaniei electorale locale, probabil. Da. Bun, sprijinul economic de criză se referă și la păstrarea unei economii competitive și a nu face, și a nu face din firme românești victime sigure ale preluării de către entități străine, și trebuie să le oferim șansa să iasă din criză. Și ca exemplu aici aveți reduceri de TVA, anularea unor obligații fiscale, subvenționare de chirii, acordarea de granturi și garanții de stat. Da, până la urmă, sufletul economiei naționale sunt IMM-urile și capitalul românesc, pentru că trebuie să, cum știm și cum am mai discutat în nenumărate emisiuni, eu fiind, să spun, un partizan și un apărător al antreprenoriatului român, noastră făcând parte din antreprenoriat, știm împreună prin ce probleme trecem și care sunt, să spun, slăbiciunile societății față de antreprenori, deși sunt printre cel mai important, cea mai importantă veriga lanțului, pentru că este sectorul care generează buget, nu cheltuie buget. Totuși, măsurile care se îndreaptă spre acești oameni, puțin la număr, sunt destul de limitate. Aceste măsuri încearcă să păstreze, să susțină capitalul autohton în așa fel încât să treacă prin această criză. Și vă voi spune câteva măsuri, bineînțeles, ca orice intenție legislativă, ea poate fi perfectibilă și în urma discuțiilor cu patronatele se pot găsi și soluții complementare sau alternative la acestea, dar principalele măsuri cu care am intrat noi ca și propunere ar fi reducerea TVA de la 9 la 5% pentru produsele agricole și alimentare și pentru serviciile din Horeca, și totodată se propune anularea obligațiilor fiscale aferente anului 2021 pentru IMM-uri, aici fiind impozitele, impozitul pe profit, impozitul specific pentru activitățile care au acest tip de impozit, impozitul pentru micro-întreprinderi și totodată compensarea cu 50% a chiriilor, pentru că până la urmă și cei care sunt în zona imobiliară sunt tot investitori și de multe ori sunt susținuți de bănci, au nevoie de acele chirii să le încaseze pentru a putea să rămână cu investițiile viabile și să poată dezvolta în continuare sectorul imobiliar și după această situație prin care trecem. Dar faptul că economia este restrânsă și de multe ori restricțiile acestea antipandemie, care afectează direct sectorul Horeca și multă parte din industrie, duce la imposibilitatea întreprinzătorilor de a plăti chiriile. Ori acești antreprenori care au investiții în zona imobiliară nu au nicio vină și nu trebuie să deconteze, să spun, totalmente această situație. Este o măsură care ar duce la, să spun, un echilibru și în această zonă imobiliară și care ar permite ulterior redresarea zonei. Și mai este încă un aspect, această zonă imobiliară este foarte conectată cu serviciul cu partea de construcții. Știm că în urmă cu 10-12 ani a mai fost o criză imobiliară. Această criză imobiliară a dus la prăbușirea sectorului de construcții. Dacă va fi lăsat sectorul imobiliar în acea situație, ca și acum 12 ani, probabil după această criză sanitară va urma o criză imobiliară care va duce din nou la un efect în lanț în sectoarele de construcții și adiacente construcțiilor, precum și în sistemul financiar bancar, pentru că vor duce falimente și vor apărea tot felul de situații neplăcute. Bun, Pro-România militează pentru redeschiderea școlilor, elevii trebuie să se întoarcă în sălile de clasă împreună cu profesorii lor. Școala online, așa cum este ea impusă, nu poate oferi nevoile unui sistem de învățământ performant și riscăm să creștem o generație de sacrificiu. Domnule Balog, cum comentați această... Pe lângă multe alte generații de sacrificiu, cred că asta e cea mai mare nevoie a noastră, să mai avem încă o generație de sacrificiu. Pro-România consideră că tinerii sunt o resursă esențială a României. Sigur.
Și atunci este imperios necesar să le asigurăm dreptul la educație, indiferent de situația materială. Trebuie să le dezvoltăm potențialul, să le asigurăm niște locuri de muncă bine plătite, să îi tratăm cu respect și să îi încurajăm să se implice civic. Foarte important ca tineretul să se implice civic, la nivelul ateurilor, la nivelul țării. Indiferent cum ar fi, ei trebuie să se implice. În acest sens, organizația de tineret Pro-România, pe care eu o reprezint la Petroșani ca și președinte interimar, apar niște propuneri de, să zicem, proiecte, cum ar fi campanii de încurajare a tinerilor din liceu și facultate să se implice și să se îndrepte către antreprenoriat. Lucru care este benefic pentru noi toți, fiindcă avem nevoie de tineri antreprenori. Vedeți, Petroșaniu deja ajunge într-o zonă în care, într-o zonă monoindustrială, noi nu mai putem evolua. Da, programul național de testare. Statul trebuie să se implice direct și activ în asigurarea sănătății, stării de sănătate a românilor. Noi vom asigura că românii vor avea acces gratuit la testare și propunem o serie de măsuri pentru recuperarea bolnavilor de COVID-19 și prevenirea răspândirii virusului. Domnule Zbâncă, aici mi se pare o măsură de bun simț și eu aș merge mai departe cu propunerea, în afară de faptul că la ora actuală în România te poți testa în multe locuri, dar cu diferite teste care, sigur, cele mai performante teste nu au o acuratețe de 100%, nu știu, au 80% sau ceva, 87%, dar sunt și teste cu sub 70% cu diferite prețuri de până la, de la câțiva zeci de lei, știu, 60 de lei până la câteva sute de lei, da? Eu aș merge mai departe cu această măsură, aș merge și cu distribuirea de măști conforme, pentru că s-a ajuns la concluzia că din măștile pe care, marea majoritate a măștilor care sunt în comerț, nu sunt măști conforme în sensul de a proteja persoana care o poartă, nu? Adică fiecare își pune un fulare la gură, își pun tot felul de cârpe, tot felul de măști care nu știm ce proveniență au și dacă, într-adevăr, te pot proteja nu numai pe cel care o poartă, dar cel care o poartă presupunând că este pozitiv, nu? Să nu expire virusul, nu? Să nu expire virusul. Deci aș merge cu propunerea în sensul de a distribui și măști gratuite, nu? Până la urmă, că nu e un cap de țară. Înainte de pandemie, nu știu, erau măștile, nu știu, sub un leu, 50 de bani, 30 de bani. Era o sumă derizorie. Se presupune că acum ar fi un leu, să zic, poftim. Da? Și tot n-ar fi o cheltuială prea mare să se dea niște măști gratuite și măști conforme. Da, sunt mai multe componente. În primul rând, ca măsură foarte rapidă ar trebui decontarea și din mediul privat a analizelor pentru COVID prin bugetul național, pentru că asta ar duce la o dinamizare și la un număr mai mare de teste. În al doilea rând, acest mod statistic de a calcula procentele la mii de locuitori care duc la blocarea unei localități, carantinarea acestuia, nu au o bază, să spun, foarte științifică. Aceste teste nu sunt făcute, să zic, pe un algoritm sau pe un, ci sunt doar persoane care sunt testate pentru că au suspiciunea că sunt bolnave de COVID, nefiind, să spun, un pas statistic care să ducă la o socoteală foarte clară, este greu să estimezi, pentru că cei care se duc să-și facă testul au suspiciunea din start că sunt infestați, ori pe baza acestor suspiciuni, noi stabilim niște procente care duc la carantinarea unor localități. Acum, ca măsură așa luată ad hoc, nu este o măsură rea și nu vreau neapărat să contest carantinarea acestora, probabil este o măsură corectă, dar modul în care se fac aceste teste ar trebui făcut într-un mod statistic, iar cea mai bună soluție ar fi o testare națională într-o perioadă scurtă de timp, 2-3 zile, ca să știm exact care e incidența asupra românilor, incidența virusului, câți au fost infestați, câți au vindecat și abia apoi să luăm niște măsuri care să știm cum ar trebui gestionate.
Pe lângă acest lucru, trebuie făcut și un program național de colectare de plasmă pentru cei care sunt în situația, să spun, limită legat de acest, sunt, deci au ultima soluție să facă transferul de plasmă pentru a se salva. Toate aceste măsuri ar duce, să spun, la o gestionare corectă și la o limitare a efectelor coronavirusului și totodată în momentul în care vaccinul, pentru că vedem la știrile naționale că a ajuns deja în Europa și încep primele doze să înceapă să fie distribuit, ar trebui o distribuire rapidă și inteligentă acestui vaccin, mai puțin spre cei care pot să lucreze de acasă și să fie, să spun, protejați, chiar și politicieni fiind aceștia, chiar și demnitari la nivel înalt, și mai mult înspre cei care lucrează direct cu persoane care sunt pasibile să fie infestate, indiferent că sunt din mediul sanitar, că sunt din învățământ sau chiar de la supermarketuri și alte zone în care sunt nevoi zi de zi sau să aibă contact cu oameni, și printr-o vaccinare rapidă să putem să controlăm cât mai repede și să revenim la situația dinainte de pandemie, la situația normală, și să ne luăm activitățile de zi cu zi normale. Sigur că pandemia va lua sfârșit odată cu vaccinarea majorității populației globului, nu? Pentru că, până la urmă, orice pandemie are un început, un cuprins și un sfârșit, ca toate lucrurile pe lumea asta. Această pandemie va trece, sper, cât de curând. Sunt persoane optimiste care afirmă că până la jumătatea anului viitor ne vom putea bucura de toate lucrurile pe care le-am făcut înainte de pandemie. Acum vom vedea, eu sunt pozitiv, eu personal o să mă vaccinez. Mi-am ales vaccinul cu care să mă vaccinez, dar dintre cele apărute, dar asta o țin pentru mine secret. Bun, alt punct al Pro-României este, din programul electoral, este respectul pentru militari. Sistemul pensiilor militare de stat a fost instituit în România acum 160 de ani de Alexandru Ioan Cuza, fiind menit să acopere riscurile activității specifice sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, interzicerea sau restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți din Constituția României, așa cum prevede articolul 4 din actuala Legea Pensiilor, Legea 223 din 2015. Promisiunea Pro-România este aplicarea Legii 223 în forma în care a fost adoptată în acel an 2015. Probabil se referă la legea, la, mă rog, unele drepturi și, mă rog, la acordarea de aceste drepturi foștilor combatanți din teatrele de operațiuni. Deci este discuția ce am avut-o la început. Orice lege care trece prin Parlament trebuie să fie aplicată. Da? Faptul că ea poate are anumite vicii sau anumite scăpări trebuie corectate în Parlament și nu să nu aplici legea pentru că nu dorești. Da? De asta, până la urmă, ăsta e rolul legislativului, să hotărască și să decidă legislația, iar executivul trebuie doar să ducă la îndeplinire această legislație. Nu pot să vă spun foarte multe detalii pentru că nu sunt specialist în această zonă, doar ca principiu consider că fiecare trebuie să primească pensia pe care o merită pe baza contributivității pe care a adus-o statului și nu sunt adeptul pensiilor speciale de niciun fel, indiferent că sunt aceste pensii speciale pentru parlamentar sau pentru alte categorii. Mă mai gândesc aici, apropo de legi și legislația României, mă gândesc aici și la efectuarea unui inventar al acestor legi, pentru că de 30 de ani încoace, de la adunarea constituantă, de la Parlamentul Provizoriu din 1990 până în zilele noastre, s-au tot dat la legi în continuu, în funcție de interesele de moment, în funcție de interesele de grup, în funcție de tot felul de alte interese, nu, ale unora, care multe dintre aceste legi nu știu, mai sunt deja depășite ca de vreme, sunt devenit caduce, să folosesc un termen avocățesc.
Mai mult decât atâta, sunt în vigoare, am văzut legi și din perioada comunistă, mai sunt valabile legi și din înainte de comunism, din perioada regatului, sunt valabile legi din 1927, 1933, mă rog, am văzut. Și cine știe, de asta trebuie făcut, cred că și un inventar al acestor legi, dacă tot e vorba să ne apucăm de treabă, să facem un inventar și să facem un pic de curățenie în aceste legi, pentru că, așa cum spuneați, necunoașterea legii nu te exonerează de răspunderea în fața ei. Și atunci nici nu mai știi, la un om normal, nici nu mai știe despre ce e vorba, pentru că nici avocații trebuie să citească legislație ca să-și dea seama. Bun, acum trecem la partea locală a proiectului, a ceea ce propune Pro-România, nu? 5 promisiuni pentru județul Hunedoara. Șoseaua rapidă Sântul Halm-Petroșan este o primă condiție pentru dezvoltarea economică durabilă a județului Hunedoara și pentru persoanele fizice acest lucru se rezolvă prin transport public local, iar pentru firme se poate rezolva prin căi de rutiere de viteză. Traversarea județului Hunedoara de la vest la est este rezolvată prin autostradă, dar traversarea județului de la nord la sud este o problemă. E o mare problemă, nu Hunedoara, Sântul Halm-Petroșan, pentru că de bine de rău DN66 este într-o stare foarte bună și este foarte ok. E vorba de Deva Brad în sus e dezastru nuclear acolo. Nu știu cum, ce propune să se facă și în zona aia. Acum, ca să spun, aici este un proiect al Băncii Mondiale, deci este o propunere a lor pentru dezvoltarea județului Hunedoara, care este finanțabilă, trebuie doar decizie politică pentru a se face această finanțare. Este într-adevăr DN66, este într-o stare bună, dar trebuie să vă amintesc că nu este funcțional întotdeauna. Probabil în perioada următoare să vedeți că se blochează datorită imposibilității de a-l dezăpezi și că sunt o grămadă de accidente în anumite porțiuni. Această șosea rapidă, care va fi pe profil de autostradă, nu va trece prin localități, deci nu va interfera. În primul rând, va duce la un timp cât mai redus și la o siguranță mai mare. Asta ce orizont de timp are ca și propunerea asta? Pentru că mi se pare că ceva ne depășește ca O să vă spun orizontul viață, de timp. Este același orizont de timp pe care îl avem și legat de celelalte proiecte. Proiectele de autostrăzi, de care discutăm de 20 de ani de zile, înaintează destul de încet. Dacă nu începem acest proiect acum, nu vom avea o perspectivă de timp a lui pentru a fi finanțat. Se poate finanța din fonduri europene, deci proiectul este finanțabil și pot să vă dau exemplu. Este trecut de studiu de trasabilitate? Nu, este doar în fază de idee politică, da? Pot să vă dau două exemple de șosele rapide. Una care este în curs de executare, este vorba de Craiova-Pitești, care probabil anul viitor va fi finalizată. Și vreau să vă mai spun că de la Târgu Jiu la Craiova, care este o situație relativ similară cu situația noastră, este în studiu de fezabilitate, se va scoate la licitație studiu de fezabilitate. Există, să spun așa, o lipsă de interes față de acest proiect, pentru că nu înțelegem importanța lui. Liniile rutiere au nevoie de viteză și de siguranță, ori dacă vrem să dezvoltăm economic zona, să știți că o condiție esențială este ca să existe o infrastructură de transport rutier comercial consistentă. Pentru că cam toți cei care fac investiții mari în domeniul industrial sau în domeniul logistic țin să fie aceste investiții legate de o linie de transport rapidă. În al doilea rând, gândiți-vă că structura transportului european se schimbă și există intenția de a mări capacitatea transportată cu un autotren. Ori aceste autotrenuri nu vor putea circula pe drumuri naționale, este imposibil, acestea vor putea opera doar între depozitele logistice deservite
de linii de transport moderne, șosele expres sau autostrăzi. Dacă nu vom face această autostradă și transportul rutier modern se va schimba, automat vom ieși din zona în care vom fi interesanți ca și punct de investiții și vom rămâne din nou un pic pe din afară. Este drept, ea este o idee vizionară, puțin ieșită din logica timpurilor actuale, când toată lumea se bucură că nu dăm gropi cu mașina. Cred că trebuie să depășim nivelul de confort personal și să gândim un pic strategic ceea ce vrem să facem în zona noastră. Bun, am înțeles. Domnule Barug, accesul la educație complementară privind rolul Direcției Județene pentru sport și tineret în vederea asigurării accesului la educație extrașcolară a tuturor elevilor. Da. Este o altă propunere a Pro-România pentru județul Hunedoara. Este un proiect al Pro-România pentru județul Hunedoara în care tinerii pot fi implicați și în afara școlii, extrașcolar. Noi putem avea proiecte de exemplu, ecologizare. Primul meu proiect la care am participat în cadrul organizației studențești din care am făcut parte în anul 2009 a fost o campanie națională în care au participat 100 de oameni. Deci 100 de oameni din toată țara au venit în Petroșani ca să putem realiza o ecologizare corectă și concretă a jiului de vest, mai exact. Știți că a avut o amploare destul de mare, inclusiv la nivel național. A fost un proiect care a fost văzut bine, tinerii au fost văzuți bine. Bine, deci practic la accesul la educație extrașcolară se referă la activitățile extrașcolare. Da, proiecte pentru tineret, vedeți, le trebuie ceva sau ne trebuie ceva ca să ne ocupăm timpul și în afara școlii. Fiindcă, în regulă, facem acum cu cursuri online, suntem generație de sacrificiu, dar în timpul liber... Ce facem? Stăm pe pat cu capul pe pernă. De 50 de ani. Stăm tot online. Stăm tot online, da. 50 de ani de comunism, am avut 50 de ani de comunism, nu? Mai avem încă 30 de ani, deci 80 de ani de sacrificiu pentru țara asta, mi se pare cam mult. Da. Mi se pare cam mult 80 de ani de sacrificiu, dar este oricum un lucru, să știți, care o să dezvolte spiritul civic al tinerilor. Deci proiectele extrașcolare care se vor implementa vor dezvolta spiritul civic al tinerilor, o să aducă o implicare mult mai bună a tinerilor în comunitățile lor locale și județene, fiindcă vedeți dumneavoastră, nu toți tinerii au aceleași nevoi în toate zonele țării. Diferă de la zonă la zonă, pe când în Hunedoara este o nevoie poate mai acerbă de activitate. Bun, hai să discutăm și ultimul punct, timpul ne presează, domnule Zbâncă, transportul public județean. Măsurile se adresează actualilor și potențialilor utilizatori a transportului public. Da, o să vă spun, asta este legată mai mult de Consiliul Județean, este o inițiativă a Consiliilor Județeni Pro-România. În anumite zone din județ, nu, să spun, nu Valea Jiului este cea mai afectată de această situație, dar în anumite zone din județ, în anumite zone rurale, datorită faptului că nu este eficient economic, nu există linii de transport consistente, să spun, și este transport sporadic. O parte din cetățenii județului, neavând parte de un serviciu corect din acest punct de vedere, propunerea noastră este ca linia de transport public județene să fie preluate de Consiliul Județean și să fie finanțate, chiar dacă trebuie adus un aport la această finanțare pentru a fi un transport de calitate și un transport corect, să trecem de la nivelul de microbuze care se prăbușesc pe drum la condiții de calitate mai bună a transportului și totodată un sistem inteligent care să permită fiecărui om să aibă parte de acest serviciu. Propunerea noastră este să mergem pe două tipuri de transport alternative. Odată linie de transport pe acele rute pe care acestea pot fi susținute economic și un sistem de shuttle bus-uri care să poată fi solicitate de cetățenii care se află în anumite zone unde nu este economic să faci o linie de transport sau nu este eficient sau necesar și aceștia să poată fi transportați cu o linie de transport la comandă, ca să spun așa, ca să fie pe înțeles, iar această linie de transport să-i ducă până în zona unde există un transport reglementat și
fluent în anumite, să zic, zonele de orașe. Totodată această situație ar putea rezolva încă o problemă, legătura interconectivitatea obiectivelor turistice din județul Hunedoara. Cei care vin la Schin Petroșani vor putea, pe această linie de transport, să meargă, spre exemplu, la Hoalența, la cetățile dacice, să viziteze, în costul biletului, urmând să fie inclus și transportul. Va duce odată la respectul pe care îl merită și acei oameni care, deși sunt în zone mai îndepărtate de civilizație, îl merită, și pe de altă parte cred că va duce și la o creștere a interesului față de turism și, să spun, la o posibilitate de a duce turiștii care vin pentru un obiectiv să vadă și celelalte lucruri din, și celelalte obiective din județul Hunedoara. Ca să nu mai spunem, ar putea să existe și un aflux de turiști, de oameni care vin la schi, să poată veni în mod organizat și să nu mai existe acele ambuteiaje permanent în parcări, pentru că cei din județ ar putea apela la aceste linii de transport, bineînțeles, acestea fiind cumva gratuite, în ideea în care sunt incluse în prețul accesului pe pârtii. Asta ca o exemplificare a utilității acestei. Mai avem 3 minute, hai să ne grăbim să dezbatem și propunerea referitoare la legea producătorului local. Din câte înțeleg, sprijinirea și promovarea producătorului local în vederea susținerii unei piețe de desfacere sigure a produselor agroalimentare autohtone. O discuție veche, producătorii locali nu prea găsesc locul. La un moment dat să se creeze, nu știu, ministru Daia la un moment dat avea o idee să se creeze o firmă de stat care să achiziționeze la populație toate produsele de care dispune fiecare gospodărie. Trebuie găsit un sistem în care acest producător local să fie, nu neapărat, pentru că acum e greu să fii și producător, să fii și vânzător. Odată, că trebuie abilități diferite pentru fiecare lucru, și atunci ar trebui un sistem organizat în care acești producători locali să poată să-și desfacă produsele. Printre aceste, să spun, cred că ar trebui cumva legislația legată de zona de retail dusă în așa fel încât să fie favorabilă și acestor producători locali. Acum nu vreau să spun nici cuvinte foarte mari, pentru că există anumite restricții legate de piață. Piața trebuie să fie liberă și trebuie să aibă acces toți membrii comunității europene, că sunt români sau că sunt din alte țări. Dar se pot găsi anumite măsuri. E o discuție în care te gândești că de ce sunt închise piețele și sunt deschise pe marketurile. Da, este adevărat. E paradoxal, deși, să spunem, s-a tot discutat că în supermarketuri nu sunt producători locali. Este adevărat, dar până la urmă și acei samsari vând tot produse locale în marea majoritate, deși mai vând și ei din import, cu deosebire de supermarketuri, unde produsele autohtone sunt într-o măsură extrem de mică, marea majoritate fiind din import. Chiar inexistentă. Aproape inexistentă, da. Să zicem, într-o măsură extrem de mică. Aici ar trebui un pic intervenit legislativ, ori printr-o, să spun, încercare a găsit din niște unor soluții pentru a reglementa în zona de retail o componentă consistentă și a producției locale, ori printr-o susținere adecvată pentru desfacerea produselor, pentru că nu este suficient să subvenționezi prin APIA producția dacă această producție nu este vândută. Și de multe ori am văzut situația de asta vară cu roșiile care au fost aruncate pentru că nu avea cine să le cumpere. Trebuie găsite soluții de industrializare a producției autohtone. E de lucru un pic și pe partea asta. Un sector care ar putea aduce un profit extrem de mare, care este lăsat așa cumva în voia sorții, și statul ar trebui să intervină și să reglementeze situația. Domnilor, timp a expirat. Sper că am reușit să facem lumină în multe dintre propunerile și să explicăm telespectatorilor multe dintre propunerile pro-România. Asta a fost emisiunea din seara asta, doamnelor și domnilor. Aici se încheie Capital Special. Până în următoarea emisiune, vă doresc numai bine!